Salutare tuturor și bine v-am găsit la episod de Clash Royale. Ei bine, astăzi avem doar un silver chest de deschis și avem de cerut niște cărți. Hai să vedem ce carte vrem noi să cerem. Trebuie să ne uităm în deck-ul nostru foarte rapid, să vedem ce carte ne trebuie. Și noi vom cere practic niște goblini ca să le facem upgrade. O idee foarte bună, dăm aici un request. Și vom începe acest episod cu un friendly battle cu un abonat. Să vedem cine va intra la un friendly battle cu mine. Înainte ca acest episod să înceapă, aș aprecia foarte mult dacă ați apăsa pe acel buton de like, să strângem și noi cât mai multe like-uri. Și cam da, cam asta e. Am văzut că multă lume s-a ofticat că nu a putut să intre în clan. Frate, îmi pare rău. Orice clan are câte 50 de locuri. Nu am cum să fac mai multe clanuri sau ceva. Ok, o să punem și un Ice Spirit aici să... Oh my god, doar... Și dăm HAT! Asta zic. Goblinii ăștia oare fac ceva? Faceți ceva! Nu au făcut... Aoleu, aoleu, ok, frate. Ok, frate, dă-o cu golemul meu, pe bune. Te provoc. Oh, shit, oh, shit. Am dat și zap-ul ăla pe lângă, din greșeală. Ok, Mega Knight-ul este mort. Mai dăm și un fireball pe ăștia și îi vom pârli pe toți. Și imediat îi luăm și turnul. Frate, cum să zici în comentarii că golemul e slab? Cum poți să zici așa ceva? Golemul e cea mai genială carte din lume. Mai punem un ăsta aici, mai punem un elixir collector, n-ai cum să o dai. Pompăm elixir, ei, pompăm elixir. Vin ăștia pe noi, ce ne facem? Ok, nu prea avem ce să ne facem, nu am nicio carte să le pun în afară de Mega Minion, dar chiar nu vreau să le pun un Mega Minion. O să pun un golem aici. Să vedem care mai e șmecher. Ok, frate. Eu spun ăsta, ăștia. Oh, nu, ok. Voi da un fireball aici și un zap aici. Și un ice spirit aici, frumos. Și o să mai pregătim încă un golem să se ducă. Foarte, foarte frumos. Punem un din ăsta aici, niște dăștea. Tipul nu prea mai are ce să ne facă în momentul de față. Din păcate pentru el. Ah, nu pot să cred, pe bune. Aoleu, stai așa că ăsta face ravagii pe aici, stai așa, stai așa. Că omul nostru vrea să ne omoare. Și hați, i-am luat turnul. E, asta zic, am câștigat primul meci. Minunat. Denis Voievod, îmi pare rău că a trebuit să te bat, dar asta se întâmplă când o dai cu mine. Ok, câte cărți ne mai trebuie? Avem destule să dăm un upgrade aici. Frumos. Asta zic. Dăm un upgrade noi foarte, foarte frumos la goblini și vom... ce vom face? Să intrăm într-un grand challenge? Nu cred că suntem destul de pregătiți. Să mai facem încă un classic challenge, să vedem care e șmecheria pe aici. Și cam atât. Cam atât. Level 9. Ok, ok, ok. Vrei să o dăm, mă? Păi dă-o cu goblinii mei. Bine, Ice Wizard-ul ăla nu-mi place de el, într-adevăr. Recunosc. Și nici de bandita aia, recunosc. Sunt niște cărți absolut oribile. Mai ales bandita aia care mi-a dat de majulit, adică... Aoleu, și minerul. Un Ice Spirit o să ne ajute în această situație. Mai punem încă un elixir collector. Niște goblini. No, no, oribil. Punem un Mega Minion aici.
Bă, dar tipul ăsta nu mă lasă, frate, să-mi dau eu șmecheria mea de golem. Și mă cam enervează. Și-a dat lumberjack, ok, deci ar putea să aibă ceva pregătit. Ceva as în mânecă. Ce? Mi-a mărât fire spiritul! What the fuck? Cât de tare e bandita, frate! Așa șmecheră e bandita! Nu știu, frate, dar noi mergem destul de tare. Bă, dar nu le-am dat nimic! Bă, nimic n-am dat! Bă, ești nebun! Da, ok, meciul ăsta este pierdut, clar. Nici nu mai putem sta la discuții. Da, minunat, minunat, absolut minunat. Da, nu mai are rost să fac nimic, că oricum m-a bătut tipul. Bravo lui, ce pot să spun, bravo. Mai îmi dă și good game după ce îmi dă 3 coroane, futuz. Ok, bine. Nu mă voi enerva, promit că nu mă voi enerva foarte tare. Bun, level 8. Ok, dăm niște goblini. Și un fire spirit. Ca să putem da elixir colectorul nostru. Nu înțeleg de ce și-a irosit elixirul să dea mine în hordul ăla, că nu prea o să facă mai nimic cu el, adică pe bune, e jalnic. Acum, bossule! Aoleu! Urăsc X-Bow, mi se pare o carte extraordinar de oribilă. Aoleu, ce ai făcut, mă mică? Mega Minion ăla trebuia să-l pun în spatele golemului, nu știu la ce m-am gândit. Aaa, mă, bă, atât de greu e tu prințul ăla, mă. Dar eu l-am pus aici, frate. Deci aici eram cu mouse-ul și mi l-a pus acolo. Nu înțeleg de ce. Hați. Punem un golem aici. Oh, wow. Cred că o să-mi iei foarte mult damage de la golem. Într-adevăr. Bine, dar mi-ai luat ăla, bulangiule. What? Ok, stați așa că avem o mică problemă, trebuie să o rezolvăm aici în timpul episodului. Ok, foarte frumos, i-am luat ăsta, punem ăștia aici. Ok. Oh, stai așa că aveam o problemă cu un videoclip, acum am primit un mesaj. Și am rezolvat problema, cred. Nu? Da, am rezolvat-o. Ok, foarte frumos. Vom mai pune un golem aici. Nu vom pierde, stați liniștiți. Chiar nu vom pierde. Acest X-Bow este total inutil din punctul meu de vedere. Pentru că îi voi face un push absolut gigantic tipului ăstuia. Cu doi golemi, adică, frate, nu ai cum să o dai. Aoleu, avem o mică problemă aici, da? Punem și un ai... Băi! Gata, alo! Gata, s-a terminat șmecheria.
Bun, deci am câștigat primul match. Asta e foarte, foarte bine. Și acum jucăm cu Philip Royal. Ok, foarte, foarte tare. Bun. Bă, scuze că stau pe telefon, dar chiar am avut o problemă extraordinar de mare. Ok. Ce vrea, mă, tipul ăsta? Băi, nebunule. Am înțeles, ești d-ala. Ești d-ala. Mhm. Am auzit de tine, băi, Philip Royal ăsta. Show, Pekka! Potolește-te, că nu e chiar așa. Hați! Bă, alo, gata, șmecheria, nu mai. Bă, nu e cel mai grozav push. Bă, dar ce mă enervează în aoleu, nu pot să cred. Bă, Ice Wizard-ul ăla e bun rău de tot, mi trebuie și mie un Ice Wizard. Deci, frate, e omul e super șmecher. Ați. Bun. Ia un Ice Spirit, bă, Ice Wizard-ule. Da, degeaba, minunat. Aoleu. Da, o să-l distragem cu un golem. Îl punem aici și... Ok, o să-i distragem pe amândoi cu un golem, aparent. Hați. Ce? De ce nu mergeți după golemul meu? Ok, vreau să spun că sunt, recunosc într-adevăr că sunt cel mai praf jucător de Clash Royale din existență. Da. Într-adevăr. Ok, hai să jucăm și un match la, din ăsta oficial, să vedem care e șmecheria. Ok, ne dă cu un level 7, e foarte bine. Dacă pierd acest match, chiar o să mă supăr foarte tare. Ok, o să începem cu un baby dragon aici. Foarte drăguț, spunem un ice spirit. Un golem. Mi-a pus un gigant, ok. Goblinii ăștia se vor ocupa de gigant și giant skeletonul ăla nu o să facă mai nimic. Mai punem și un mega minion și cam asta a fost. Da, ok, turnul ăla e luat, dacă nu mă înșel. Mă voi asigura că e luat, ok, nu e luat, dar mai are 400. Dar nu este absolut nicio problemă, vom face așa. Am și eu mica rugăminte de a nu-mi lua turnul, dacă se poate. Rugăminte foarte amabilă. Ok, avem o problemă deja, chiar avem o problemă. 364, ăsta cât dă? Bă, dar cum vedeam, mă? A, mă, Lotu, ce dracu vrei, mă? Te-am înghețat, băi, fraiere! Aoleu, ok. O să dai și tu un hit, ce să faci? Ce să faci? Aoleu, mi-ai pus gigant. Oh, nu. Ce mă fac? Punem un elixir collector, că sunt sigur că o să-mi ia turnul. Bine, punem un mega minion, încercăm și noi. Bă, dar câte de-astea are ăsta, băi? Asta zic. Mai punem un baby dragon.
Mai punem niște chestii, ce mai avem pe aici. Mai dăm un fireball, habar n-am. Mai dăm un night spirit, mai dăm niște goblini, mai facem. Mai dăm un mega minion. I don't know, bro. Ok, dăm un d-asta, hați. No! Oribil ce se întâmplă. Dar vom pune și un golem aici și cam asta a fost. A fost un meci drăguț, într-adevăr, aș putea, pot să recunosc, da. Bă, dar nu vreau asta, mă, nicio problemă, dacă nu vrei, facem așa. Dar nu, că cam asta ar trebui să fie, nu? No! Așa puțin de la King Tower, frate. Ai, mă, băi, tu zbați joc, frate. Deci e absolut bătaie de joc, gata, asta e. Asta e, am câștigat și meciul foarte bine, pot spune, destul de ușor. Mă rog, nu ușor era să-l pierdem, dar l-am câștigat. Chestia asta mă bucură extraordinar de tare. Bun. Uite că tipul vrea niște minion horde. Hai să-i dăm și noi niște minion horde și să ne continuăm aici journey-ul nostru la Classic Challenge. Foarte bine, bun. Bă, îmi place golemul, chiar e acolo, pe push, pe tank. Am nevoie de foarte multe cărți de golem, așa că în fiecare duminică o să cer cărți noi de golem, minunat. Ok, dragonașul ăsta ce vrea să facă el? Nu, n-am înțeles care e șmecheria cu el. Ok, văd că șoca mea mega minionul meu destul de rău. Băi, alo. Alo. Ușor. Hai să vedem ce push putem face noi aici foarte, foarte ca lumea. Ok, ne-a pus un prinț. Efectiv, nu am ce să-i pun, frate, deci chiar nu am. Și chestia asta chiar mă enervează extraordinar de tare, că n-am Skeleton Army în deck. Bă, măcar un Mega Minion să am și eu pe lângă golemul ăsta. No! Uite, vezi, el are Skeleton Army. Hai mă, așa. Mai dăm acolo un pic pe ăsta, asta zic. Bine și rage-ul ăla, dar dacă era și pentru mine era perfect, dar nu e. Dar vom da ceva damage, asta e clar, chiar vom da ceva damage. Da, e ok, decent. Dar mai avem un golem. Bine, frate. Și ce vrei tu acum? Ok, mi-ai luat turn. Bă, dar pune-te, mă, azi. Bă, ia uite, mă, pe ăștia, mă, vor... Vor ei să-mi ia mie turnul, mă. Bă, stai așa, că barbarii ăștia nu-ți dă joacă. Da, mai punem un de-asta, știi ceva? Punem, frate, tot ce avem, îl spamăm cu trupe, îl spamăm cu trupe. Ia-mi și turnul, frate, nu-mi pasă, nu îmi pasă, îți dau zap, hați. Ok, frate, hai. Deci eu dacă nu iau turnul ăla în 13 secunde și ghiciți ce, nu o să îl iau. What the fuck, mai are 120. What?
Ce prost sunt. No, asta a fost, da, ok. Îmi recunosc înfrângerea, nu, n-am de ce să nu, să nu fac asta. Am pierdut, într-adevăr. Și ăsta a fost și ultimul lose și vom deschide acest chest total inutil, vă dați seama acest chest. Dar aici vom încheia și în acest episod de Clash Royale. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acel nou de like. Eu am fost Gam, iar noi vom vedea data viitoare. Pa!